Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă spuneam că o să vorbim astăzi despre Festivalul George Enescu. Este, cred, singurul eveniment de la noi care până acum a avut o evoluție impecabilă și fără niciun fel de lucruri care să-l umbrească. Să spunem, alături de mine este domnul Mihai Constantinescu, directorul Artexim, și mulțumesc foarte mult pentru asta. Bună ziua! Să rămână, bună ziua! Mulțumesc de invitație! Când puneți în vânzare biletele individuale, să știți că este întrebarea pe care, sau mă rog, răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. Pe 6 martie, nu pe Bulevard, pe 6 martie, data 6 martie, avem bilete la vânzare destule, ca să spun așa, pentru concertele care au mai rămas nevândute prin abonament, pentru că știți foarte bine, noi în decembrie am avut o loterie de abonamente, s-au vândut absolut toate, a fost bătaie mare pe ele și acum vedem, se face și o situație mai clară, în sensul că avem foarte multe cereri din străinătate și aceste cereri trebuie onorate și în funcție de aceasta, pe data de 6, vom scoate numărul de bilete în vânzare tocmai pentru a acoperi și solicitările românilor care doresc să vină la cerere pentru bilete aveți din străinătate. Da, da. Uh-huh. Mare, foarte mare. Anul ăsta văd că a fost foarte mare. Acum 2 ani au fost în jur de 20.000, anul ăsta cred că am depășit 25.000. Ceea ce este foarte bine pentru imagine în general, este bine pentru festival, poate puțin mai neplăcut pentru români, dar românii vor avea ocazia să vadă toate concertele, să asculte toate concertele, pentru că acestea sunt transmise de televiziune, sunt înregistrate la radio, sunt pe internet, deci se oferă o mare varietate. Dar atmosfera de sală de spectacol e alta. Ar fi fost și mai bine dacă sala Palatului ar fi fost într-adevăr o sală de spectacole, dar la cel puțin la Ateneu într-adevăr este ceva deosebit. Bun, ce e, mă rog, care sunt premierele festivalului acesta? Nu aș vrea să spun că sunt premiere. Avem mulți artiști care vin pentru prima dată în România. Din acest punct de vedere, poate numele Cotiar, care este pe buzele tuturor în acest moment, ar fi cel mai important, să zic așa, pentru toată lumea, nu neapărat numai pentru cei care sunt doritori de muzică. Ceea ce am încercat noi prin ediția din acest an, care are un motto foarte frumos, muzica ne unește, lumea în armonie. Noi am încercat, prin ceea ce prezentăm în cadrul concertelor la cele 4 săli, în concertele care sunt în provincie, în cele 8 orașe în care se vor desfășura evenimente, am încercat să prezentăm atât muzica lui George Enescu, am încercat să prezentăm cultura la zi, ca să spun așa, pentru că foarte multă muzică este muzică contemporană, deci în afară de concertele pe care le avem, concertele de noapte, care sunt, să zic așa, de baroc clasic, foarte multe concerte, avem seria specială de muzica secolului 21, care reunește compozitori contemporani în viață, pe care îi aducem aici, care se vor adresa tinerilor, compozitorilor, criticilor, deci este un lucru foarte important, apreciat de toată lumea și, în general, străinii asta vor să vadă, pentru că restul pot să vadă și în alte părți. Avem cele 14 opere pe care le prezentăm în concert, ceea ce este foarte important și încercăm să oferim niște lucruri mai speciale, în sensul că vor fi proiecții așa cum au fost în ediția trecută. Facem niște proiecții și în sala Ateneului pentru prima dată. O să fie o premieră. Un fel de mapping, ca să spun așa, pe ceea ce poate oferi la ora asta Ateneul, dar având trei lucrări importante, cum este Jean d'Arc Perug, Castelul lui Barba Albastră și La Voix Humaine, deci trei opere contemporane grele, noi încercăm să le ornăm, să zic așa, cu acest mapping pe care îl facem pentru prima dată la Ateneu. Sunt, așa cum am spus, multe nume noi care vin, nume importante ale artei lirice, ale interpretării. Începem cu Filarmonica din Berlin, așa cum ne-a promis acum câțiva ani când a venit pentru prima dată. Nu cred că festivalul trebuie să vină neapărat cu niște lucruri bubuitoare, însă trebuie să, nu, sigur că nu. Trebuie să continue ceea ce până acum s-a construit și zic eu că
este viabil în acest moment și foarte puțin atacabil. Apropo de interesul publicului, presupun că interesul este foarte mare pentru marile orchestre în general. Evident. Cum duceți publicul și spre evenimentele mai mici, să spunem? Avem acum un parteneriat pe care îl facem cu frații Bâscă, care sunt specialiști în acest domeniu al muzicii contemporane, pentru că trebuie... ținta noastră este publicul care vine pentru muzică contemporană, acest cuvânt nu înseamnă neapărat muzică ciudată, ci o muzică continuatoare a muzicii clasice. Da, trebuie cumva un pic schimbată percepția. Exact. Lumea are senzația că e ceva... Exact, pentru ciudat. Că lumea știe, exact, lumea în acest moment zice muzică contemporană, e grea, nu o înțelegem, nu este adevărat. Ceea ce prezentăm noi sunt lucrări ale unor compozitori care sunt înregistrați, cântați în acest moment în străinătate extraordinar de mult, dar pe care noi, din vari motive, n-am putut să-i auzim, nu-i cunoaștem. Și din acest motiv vrem să aducem public care este legat de cafenele, care este legat de cluburi de jazz, care este legat de artă contemporană. O să avem o expoziție interesantă, de fapt facem un concurs împreună cu Expo Art, un concurs de artă plastică în care dăm o anumită temă din creația lui George Enescu care să fie prezentată în diverse forme, de la artă stradală până la instalații, lucrurile acestea care... Acestea se vor întâmpla probabil în timpul festivalului. Aceste lucrări vor fi prezentate în diverse locuri în București, pentru că o altă idee pe care a avut-o directorul nostru de PR acum, Crenguța Roșu, este aceea de a face ca tot Bucureștiul să devină o scenă, practic. Este o colaborare pe care am făcut-o acum cu Opera pentru Copii, scoatem copiii în stradă în perioada respectivă să cânte în diverse locuri interesante, tocmai de a crea această atmosferă de festival pe care marile festivaluri o au și sperăm și Bucureștiul să o aibă în curând. Bun, și cumva o au și festivalurile oarecum mai mici, dar cred că e mai ușor de lucrat, de exemplu, la un festival de teatru cum e cel de la Sibiu, pentru că e o zonă mică și destul de închisă. Da, este adevărat. Dar acolo e foarte mult eveniment stradal, într-adevăr. Exact, și acolo este mult mai ușor și mult mai vizibil. Aici noi ne închidem cumva în sălile de concerte și acesta este motivul pentru care festivalul trebuie scos pe stradă și sperăm și cu ajutorul primăriei, Arcup și cine mai ni se va alătura, să facem într-adevăr din București ceea ce ar fi Sibiu, ceea ce ar fi Salzburg, ceea ce ar fi într-adevăr aceste orașe de festival. E adevărat, o capitală de festival este mai greu de făcut, dar noi încercăm. Bun, marile orchestre, pentru că spuneam, marile, ele da. Sunt cumva preferatele publicului. Cu cât timp înainte începeți discuțiile cu, cu managerilor? Filarmonica din Berlin a venit în 2015 și ne-a promis că va veni următoarea dată în 2019. Acum, de exemplu, pot să vă spun că avem toate orchestrele mari deja programate pentru 2021. Pentru că, bun, este și un eveniment în 2021, este a 25-a ediție, dar în general orchestrele se programează cu 3, 4, 5, 6 ani înainte, pentru că își programează și turneele internaționale, turneele europene. Noi am intrat deja într-un circuit internațional, adică orchestrele mari vin la Londra, la BBC, după aceea se duc la Luzern, Luzerna vin la noi și se retrag la Viena sau se retrag la Berlin. Deci sunt 3-4 locuri care sunt vizitate de aceste mari orchestre și pot să vă spun, de exemplu, pentru 2021 că avem Filarmonica din Viena, avem New York Symphony, avem orchestrele engleze, avem Concertgebouw, deci sunt deja stabilite aceste prezențe. Iar ceea ce vedeți în programul din această ediție, tot așa reprezintă creme de la creme. E mai mult Enescu anul acesta, nu? Enescu este în general peste 30 de lucrări. Sigur, da. Dar ceea ce este cel mai important acum este că Enescu nu mai este cântat numai de români. Deși această idee a fost acum câțiva ani, a fost și înainte de 89 și a fost în detrimentul lui Enescu, pentru că nu este important noi să știm să cântăm, este important să cânte ceilalți.
Și în acest an avem lucrările lui George Enescu, sunt prezentate înainte și de către orchestrele străine. De exemplu, sunt prezentate la ei în stagiune. De exemplu, Radio Berlin prezintă concertul în Festival Sinfonia a III și pe 22 septembrie prezintă la Berlin pentru prima dată Sinfonia a III. Maggio Fiorentino se prezintă Sinfonia a III la ei în, la Florența și vin după aceea să o prezinte la noi. Orchestra Regală din Liege prezintă pe 8-9 septembrie la ei, după aceea vin la noi. Deci și orchestrele au început deja să aibă în vedere includerea acestor lucrărilor mari de George Enescu. În ceea ce privește lucrările de camerale, ele deja sunt în repertoriu, la repertoriul multor artiști internaționali și pentru acest lucru, eu zic că festivalul și-a făcut datoria. Aveți, sau cum vă stabiliți cine vreți să vină în festival? Avem o listă de personalități. Pentru că la festivalurile de muzică, mă rog, obișnuită, da? Da, da. Avem o listă de artiști care nu au venit niciodată și care, de exemplu, cum a fost Mutter, Anne-Sophie Mutter, am cochetat cu ea vreo 10 ani până a venit. Anul acesta ne vine, de exemplu, Damrau, Diane Damrau sau Di Donato sau Julia Fischer, Vilațon, care vin pentru prima dată. Îi contactăm tocmai în ideea de a aduce și noutăți în festival, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să aducem orchestre și dirijori de top. Trebuie să aducem dirijori care sunt dispuși să dirigeze lucrări de Enescu și aici deja ne-am făcut așa o ligă a dirijorilor de 30-40 de ani care sunt amatori de Enescu, ca să spun așa. Sunt și neamatori, să zicem? Nu pot să spun că sunt neamatori, dar sunt dirijori mai în vârstă cărora le este greu să înceapă să învețe un Enescu, pentru că Enescu nu pot să încep să-l înveți la 60 de ani. De exemplu, Larry Foster, care are 80 de ani și să-l țină Dumnezeu mai departe, este unul dintre marii promotori ai lui George Enescu. Dar asta s-a întâmplat acum vreo 30 și ceva de ani. Acum deja este un profesor în Enescu. Încercăm să-i convingem. L-am convins pe Jansons, l-am convins pe Shai în ultimele ediții să cânte Enescu, însă nu i-am convins să facă marile simfonii de Enescu. Marile simfonii de Enescu sunt acum prezentate de marile vedete tinere care sunt în orchestre, cum a fost Iurovski, cum este Petrenko, în fine, toată pleiada asta, Iervi și așa mai departe. Cum, pentru că am vorbit și mai devreme despre faptul că muzica trebuie să iasă cumva în stradă, sau mă rog, muzica clasică trebuie să meargă cumva și spre stradă, cum vedeți, unde credeți că ar trebui să fie linia dintre comercializarea unui festival, să spunem, și ținerea lui pe un anumit standard? Standard, e adevărat. Marea problemă, nu numai a festivalului George Enescu, dar poate Enescu cel mai puțin, marea problemă a muzicii clasice în acest moment este faptul că sările devin din ce în ce mai albe. În sensul de, când te uiți în sală, vezi capete albe, oameni bătrâni care vin la aceste concerte și mai puțin tineri. Noi am încercat și prin programul pe care l-a făcut Crenguța împreună cu Marius Manole și cu Paul Ilea, am încercat să intrăm în școli, pentru că acolo este marea problemă. Am intrat la liceele din București, la Lază, Mihai Viteazu, Sava, și am avut, ei au avut aceste discuții cu tinerii, să invite la concert, să le arate că muzica poate să mai fie și de alt gen, nu neapărat untold sau electronică sau nu știu ce. Și mulți dintre ei au spus că vor veni la festival. Mulți au fost, de exemplu, la Mihai Viteaz au fost peste 50%. La un alt liceu n-au fost deloc, dar au zis, bun, e interesant, pentru că li s-a pus, de exemplu, li s-au pus prelucrări de disc jockey pe muzică de Mozart, exact, pe care adică ei nu cunoșteau. Multe, exact. I-a zis, ăsta e Mozart. Păi nu știa. Păi ca să știi, du-te în sala de concert. Ziceam că Bucureștiul acum nu este în situația festivalurilor din străinătate, pentru că totuși lucru pe care l-au observat și cei care au venit în România, procentul începe din ce în ce mai mult să crească de tineri. Adică noi avem publicul nostru deja, media publicului nostru a ajuns la vreo 40 de ani. În situația, ceea ce e foarte bine. Ceea ce este foarte bine. Ceea ce este foarte bine, pentru că avem, să zic așa, norocul corporatiștilor. Avem norocul oamenilor care vor să vină ca să vadă pentru prima dată. N-au această ocazie. Noi totdeauna am zis că festivalul nostru este mai mult decât un turism cultural, pentru că noi
îi aducem pe toți aici, nu-l obligăm pe om să meargă la în toate capitalele astea să le asculte, ci îi punem la dispoziție. Deci nu trebuie să plătească transportul, nu trebuie să plătească cazarea. Și cumva e într-o perioadă exactă, știi exact când se întâmplă, nu trebuie să fie în martie la Viena, în mai, exact, nu știu exact unde. Ăsta este motivul pentru care, într-adevăr, aducem creme de la creme și fără nicio lipsă de modestie, trebuie să vă spun că, din punct de vedere al programului, este unul dintre cele mai interesante programe de festival din lume. Pentru că m-am uitat și la Luțerna. La Luțerna este altceva, într-adevăr. Acolo este o treabă de tradiție foarte mare și toată lumea vrea să meargă la Luțerna, la festival. Dar din punct de vedere al programelor de la Londra, de exemplu, sau programelor de la Berlin, programul nostru este extraordinar. Și e adevărat, lucrul acesta costă. Nu știu dacă ar costa. Nu înțeleg că bugetele noastre sunt mai mici decât bugetele de la Salzburg sau din alte părți și cunoaștem care sunt motivele. Dar cred că este o investiție pe care orice țară ar fi interesat sau interesată să o facă. Dar prețul biletelor e comparabil? Am început să comparăm biletele, pentru că nu sunt, de exemplu, nu sunt ca la Viena 200 și ceva de euro, dar un abonament, de exemplu, care ajunge la aproape 1000 de euro, dar vezi totuși 20 și ceva de 22, 23 de orchestre cele mai bune ale lumii. La 1000 de euro nu cred că îți permiți în străinătate să le vezi. Exact, adică vine cam la 50 de euro biletul. Exact. E destul de puțin probabil să... Este partea românească și partea străină. Dacă te uiți din partea românească, ți se pare destul de mult. Dar un străin zice, stai, mai bine mă duc în România, că acolo este ieftin, găsesc și un pachet din ăsta turistic și prefer să stau în România. Apropo de străini, pentru că spuneați că sunt multe cereri din străinătate, sunt români care vor să vină sau sunt străini care vor să vină? Sunt străini, în primul rând. Sunt și români. Pe românii care vor să vină, nu prea putem să-i monitorizăm, pentru că nu avem, ei își cumpără, dacă este să-și cumpere bilete, își cumpără pe internet. Dar sunt grupurile turistice care vin. Și sunt multe. Și vreau să vă spun că, de exemplu, avem din Australia grupuri care au venit și care vor veni și în acest an. Din Europa cam toate țările își trimit. Japonezi sunt foarte mulți, americani, canadieni. Am avut în 2017, am avut din Mexic, din Brazilia. Deci au fost grupuri foarte interesante care au venit și care au fost foarte mulțumite de ceea ce au văzut. Cum știți dacă sunt... Nu știu, grupuri care vin de foarte multă vreme, de exemplu. Deja ne contactează cu 2 ani, 3 ani înainte să ne spună, domne, vezi, nu mă uita că vreau și eu să cumpăr bilete pentru festival, în datele de cutare, rezervăm și așa mai departe. Deci există deja o corespondență cu ei și v-am spus, australienii vin pentru a treia oară, japonezi sunt care vin și ăstea pentru a treia oară, sunt grupurile de orchestre care vin, de exemplu, sunt prietenii Concertgebouw. De fiecare dată vin cu câte 100 de oameni lângă ei, deci sunt francezii la fel, sau sunt soliști care au fanii lor și care vin, îi urmăresc și vin pentru spectacole în toată lumea. Și așa am intrat și noi în circuitul acesta de dorințe. Ce înseamnă logistic perioada festivalului? Vă fac o comparație. Orchestrele vin cu tiruri, multe dintre ele, nu? Vin cu tiruri, cu ceartere, cu... în fine, asta e un lucru, un coșmar. Ar trebui să faceți un making-of la un moment dat, să știți. Așa. Am mai făcut, dar într-un making-of de 30 de minute nu vezi greutățile acolo. De exemplu, când au venit berlinezii în 2015, am avut 9 camioane pe care a trebuit să le încărcăm. A fost cea mai mare și voluminoasă orchestră pe care am avut-o în decursul celor 30 de ani. Deci a și fost vin incredibil. Din nou acum, nu? Vin din nou acum, nu știm cum, au zis că poate trimit ei camioanele. În fine, vom vedea. Ca să vă fac o comparație, înainte de festival, pregătirea este asigurată, de exemplu, la Salzburg, că acolo facem noi comparația cea mai bună, este asigurată de vreo 180 de persoane. La noi, maximum de personal pe care îl avem noi este 18, deci cam 10%. În timpul festivalului, luând în calcul șoferi, însoțitori, paznici, security și așa mai departe, sunt 150 de persoane la noi, 480 sunt la Salzburg. Deci, cam asta este diferența. E adevărat că la noi se muncește poate mai mult și mai ieftin, dar nu mai prost în orice caz, ceea ce este foarte important. Și știu că data trecută, la festivalul trecut, a fost un program de voluntariat foarte... Programul acesta de voluntariat
este din ce în ce mai dificil de promovat. De gestionat, de da, ce? Și de, pentru că suntem puși în situația, sunt foarte mulți tineri foarte buni. Noi facem preselecțiile în martie, de exemplu, și nu știm dacă până în luna iulie, august, septembrie vor mai fi liberi sau își vor găsi o încadrare. Pe de altă parte, cei pe care îi găsim și sunt siguri nu sunt cei mai buni. Mulți dintre cei buni vin, spun da, ok, vin, după aceea fie se angajează, fie spun da, da, nu-mi convine pentru că mă plătiți prea puțin sau nu știu ce. Deci la noi, voluntariat? Practic, la noi practic nu există voluntariat la festival. Am văzut acum, de exemplu, la fotbal că s-au fost angajați vreo 2000 de voluntari la fotbal. E adevărat că acolo cași gura la meci. Aici nu sunt 100 și ceva de copii interesați să vină să asiste numai la concerte. Ăsta este motivul pentru care este foarte dificil. Din ce în ce mai dificil, pentru că vreau să vă spun că noi am început în 91-95, festivalul era organizat de 20 de persoane și aveam studenți de la conservator, acum sunt din ce în ce mai puțin de la conservator, dar din alte părți. Am avut de la medicină, am avut de la ASE, am avut de la construcții, din diverse locuri, oameni care vor să vină, cărora le dăm ceva, le asigurăm masa de prânz, intrarea la concerte și așa mai departe, dar e un alt gen de voluntariat pe care trebuie să... Pentru că însoțesc niște mari artiști. Trebuie să știe ce să vorbească. Nu poți să-l iei pe unul de la construcții să vorbească cu, nu știu, cum a fost cu Meta sau acum trebuie să vorbească cu Iurovski. Trebuie să știe despre ce este vorba în propoziție și aici... Apropo de asta, spuneți-ne dacă e ca în filme, așa, cu artiștii care au cine știe ce cereri speciale, nu. Spectaculoase. Nu. Vreau să vă spun că din acest punct de vedere sunt această tagmă a artiștilor clasici este cea mai cuminte, cea mai de bun simț, nu s-a cerut niciodată nimic. Bine, a fost Nigel Kennedy care a zis că a fost, dar nu mai vine cel puțin în colaborarea cu noi. Nu au cerut nimic. Deci apă, le dăm câte un sandwich, le dăm o cafea și un ceai. De exemplu, Brent Ervel a fost anul trecut pentru prima, în 2017 pentru prima dată și impresarul lui mi-a cerut o listă întreagă de cafea pusă nu știu cum, roșii și mai departe. Și el când a intrat în camera lui a zis, pentru cine sunt astea? Păi zic, uite, agentul tău mi-a cerut asta. Ce nu se poate? Ce să fac? Eu nu mănânc așa ceva. Dar știți că trebuie să trăiască și impresariatul. Știu, eu am avut experiență cu Pavarotti când a cerut tot felul de lucruri și am întrebat de ce ceri tu ca organizator, ca producător, de ce ceri niște lucruri? Pentru că poate, în cazul în care va cere... Să nu fim neacoperiți. Exact. Da. Dacă va cere și nu va avea, voi fi dat afară. Așa că prefer să cer și după aia să... E ca la american, cu toate avertismentele, exact. Cu exact. Atenție, da. E podea audă. Asta e. Ce așteptați dumneavoastră cel mai mult din festivalul de anul acesta și să nu spuneți că ultima zi, vă rog, să se termine. Dar de unde știți că ăsta era răspuns? Pentru că e previzibil, cumva, să spuneți să se termine, să fie și totul bine și să ne ducem liniștiți acasă pentru două bine, săptămâni. Bine, să spun prima zi că vine Berlinul. Că vine Berlinul. Ce să aștept? Aștept să vină publicul în sală și să aplaude, că ăsta e cel mai important lucru. E lucru care ne interesează cel mai mult ca organizatori. Mai departe, să fie toată lumea mulțumită, ceea ce este foarte greu, e adevărat, dar măcar așa, cei care vin la concerte, chiar dacă nu văd o sală grozavă, cum e sala Palatului, asta este, încercăm să facem tot posibilul, să oferim toate condițiile pe care le poate oferi această sală și din punct de vedere al audiției și din punct de vedere al petrecerii timpului acolo. Încercăm să facem, de exemplu, anul ăsta niște locuri în care lumea să mai stea în pauză sau dacă întârzie să aibă un loc de petrecut timpul acolo. Deci încercăm să venim cu niște lucruri noi și în întâmpinarea cerințelor care încep din ce în ce să fie mai înalte. Da, și să știți că asta cu locuri din ce în ce mai multe vine cumva tot din scoaterea un pic din sfera închisă absolut. A sălilor. Da. Absolut, absolut, da. Cum să vă spun? Acum, văzând și făcând, pentru că sunt lucrurile pe care noi le știm, pe care putem să le prevedem, pe care putem să le organizăm înainte, dar multe lucruri pot să apară și pe parcurs. Au fost ani în care, de exemplu, în 2017 am avut 3 soliști care au cancelat în ultimul moment. În 2015 am avut o orchestră care nu mi-a venit la timp și a trebuit să modifică orele. Deci astea sunt lucruri care...
Și de fiecare dată apare unul nou. Vă mulțumesc. Totdeauna apare da, ceva exact. Nou. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor.